George Cojocărescu mă numesc și am venit încărcat de emoții să vă mărturisesc că Moldova a fost dintotdeauna fruntea acestei țări, iar Bacău inima Moldovei. Primul cântec pentru moldovenii noștri dragi se numește Trandafir de la Moldova. Este imnul tuturor moldovenilor, un cântec arhicunoscut de toți românii. El este un cântec vesel, dar ceea ce ne leagă pe noi, băcăoanii, de acest cântec este că a fost creat și cântat pentru prima dată de un băcăoan, care se numea Nelu Huțu. Trandafir de la Moldova, în speranța că dumneavoastră mă veți aplauda, pentru că toba nu se aude pe negativ. Maestre, muzica! Acum la comanda mea, da? Hop, 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 sa! Trandafir de la Moldova, te-am subit, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova, te-am subit, dar nu știu vorba. Lungă-i, lungă-i, iar mai verde, ce-am iubit, nu se mai vede. Dragostea mea s-a uscat, noi de aici n-am mai plecat. Nu-s mai tare decât timpul pe față. Trandafir, moldovenesc, te-aș iubi, dar nu îndrăsnesc, măi. Trandafir, moldovenesc, te-aș iubi, dar nu îndrăsnesc, măi. Lungă-i, lungă-i, iar mai verde, ce-am iubit, nu se mai vede. Dragostea mea s-a uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Ne-au iubit ca niște frați, măi. Trandafir de la Suceava, mă iubesc și pe degeaba. Lungă-i, lungă-i, iar mai verde, ce-am iubit nu se mai vede. Dragostea mea s-a uscat, dar nu ați aplautat. Trebuie să încercăm să cântăm toți. Trandafir de la vacă, un vin o să te iubesc eu, măi. Trandafir de la vacă, vin o să te iubesc eu, măi. Dragostea mă s-a uscat, împreună am cântat. Cam obosit, ar zice unii, și nu mă refer aici la publicul frumos care sunteți dumneavoastră, ci la mine. Dați-mi voie să fiu așa cum am fost întotdeauna lipsit de modestie. Și să vă spun că pentru mine a fost cea mai mare onoare și un punct important în mica mea carieră, prezența ca invitat în recital la Festivalul Național de Romanțe Crizantema de Aur. Cred că nu v-am făcut de râs. În urmă cu 2 ani am fost laureat la acestui festival. Romanța, ca și toate celelalte valori autentic românești, trebuie să dăinuiască, așa cum poporul acesta trebuie să dăinuiască, așa cum limba și toate celelalte lucruri care ne unesc trebuie să dăinuiască. Următorul cântec pe care vreau să vi-l cânt, nu înainte de a face un anunț, este foarte, foarte cald în mijlocul dumneavoastră. Nu știu de ce, probabil inimile bat în același ritm. Mulțumesc pentru căldura sufletească pe care o împărtășiți.
Cântecul cu Battle Vina este un cântec pe care nu-l cunosc și pe care va trebui să-l cântați dumneavoastră. Îl găsim în folderul 2, așa cum am stabilit. Nu este întâmplător ales acest negativ. Este pregătit tocmai pentru întâlnirea noastră de astăzi, în speranța că veți găsi de acord cu noi că muzica populară ne unește. Maestre, muzica! Dar să știți că aici se aplaudă tare, așa din suflet. Poate luăm ceva aplauze și din spate. Dacă ne aplaudați, vin cu microfonul și vă pun la cântat. Cântă cucul, bată de vina, te răsună cu copina. Vreau eu, dar să la Bacău, măi, măi.
Trecem din nou la folder 1 și vă cânt un cântec pe care îl îndrăgesc foarte, foarte mult. De fiecare dată când sunt chemat în fața publicului, îl cânt amintind că este un cântec din repertorul maestrului Anton Achiței, un băcăuan adevărat, un moldovean adevărat, un om care iubește Bacău și care este foarte iubit și care a fost profesorul, mentorul și este în continuare prietenul meu. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate, să ne rugăm să fie sănătos. Iar dumneavoastră, nu uitați, în momentele în care stați la un șpriț, la o cafea, să vă amintiți și de noi, cei care vă aducem bucurie. Corocheasca de la Său, din respect pentru tot ceea ce am învățat de la maestrul Anton Achiței. Nu uitați, băcăuanul nostru. Corocheasca de la Său, ăsta trebuie aplaudat așa, bărbat, nu? Profesor, pentru că întotdeauna încerc să motivez tânăra generația să-și respecte profesorii, să-și respecte părinții, să-și respecte bătrânii. Spuneam de ună zi într-o întâlnire, tot la fel de suflet, că n-are nimeni treabă intenționat cu bătrânii, deși ei sunt cumva marginalizați. O să credeți că cineva are ceva cu ei, nu e adevărat. Ați auzit acest proverb, mai apuc eu pensia sau pentru pensia asta, mai merită să mai muncesc. Se implementează această idee că România nu are viitor. Ca tinerii noștri să meargă și să muncească prin afară. De asta se desconsideră atât de mult generația care a făcut tot ceea ce ne înconjoară. Chiar și teatrul acesta, frumos, extraordinar, l-au făcut tot pensionarii, l-au făcut tot bătrânii noștri. Pentru bătrâni, pentru părinți și pentru ceea ce ne leagă, vă spun că cine are părinți pe pământ, nu în gând mai aude și în somn, ochii lumii plângând. Să ne fie copilul cu o treaptă mai domn, câtă muncă în plus și cât chin, cât ne somn. Mă opresc aici cu versurile lui Păunescu. Spunându-vă și urându-vă să vă trăiască pruncii și să vă aducă bucurii. Spun acest lucru încărcat de emoții. Fetița mea mâine va împlini un an.
Sunt fecior de lui Ștefan, port căciulă și suman. Este cântecul pe care vreau să vi-l prezint. Este un cântec de-al meu. Este un cântec patriotic, un cântec care spune multe despre ceea ce simt. Cred că despre ceea ce simțiți și dumneavoastră, că Moldova și România au un viitor. Viitorul stă în noi, în oameni. În oamenii pe care vom reuși cu înțelepciune să-i alegem. Eu nu fac politică. Să ferească Dumnezeu să mă apuc de politică. Am glumit. În schimb, întotdeauna sprijin oamenii care adună oameni și cred în puterea omului de a schimba absolut orice. Depinde de dumneavoastră. Sunt fecior de lui Ștefan, port căciulă, port suma. Maestre, muzică! Și rugămintea mea este să faceți așa cum au făcut bătrânii noștri și părinții noștri, așa încât oaspeții care vor veni să se simtă bine primiți în casele noastre. Până la urmă, acest locaș este una din camerele noastre de acasă. Sunt fecior de-al lui Ștefan, port căciulă și suma, la-i-la. Sunt fecior de-al lui Ștefan, la-i-la, port căciulă, port suma, la-i-la. Moldoveani, așa-mi spune, măi, dorule, măi, și mă port cu fale în lume, măi, dorule, măi. Moldoveni, așa ne zice moldoveni, orum ne-om duce. De la Chișinău până la Bacău, la-la-i-la, la-la-i-la, voi sunteți toți neamul eu, la-la-i-la. De la Nistru la Ceapă, la-la-i-la, la-la-i-la, tot aici stai neamul eu, la-la-i-la. Moldoveni, așa ne zice, măi, dorule, măi, moldoveni, oriunde ne-om duce, măi, dorule, măi. Sună buciumul, sună, neamul lui Ștefan s-adună. Sună buciumul, sună, la-i-la, la-i-la, neamul lui Ștefan s-adună, la-i-la, la-i-la. Sună mușură, sună, la-la-i-la, la-la-i-la. Tăt Bacău azi s-adună, la-la-i-la. Din Moldova plai cu dor, măi, dorule, măi, țara moldovenilor, măi, dorule, măi. Neam din neam de moldovean, măi, dorule, măi, din Moldova lui Ștefan, măi, dorule, măi. Sună buciumul, răsună, azi tot Bacăul s-adună. Să vă dea Dumnezeu în continuare multă sănătate și înțelepciune să vi le faceți pe toate. Să nu uitați îndemnul meu de la început, acela de a sprijini și fi alături de oamenii care vă adună, nu de cei care vă dezvină. Și nu în ultimul rând, în nume personal, în numele multora dintre prietenii pe care îi regăsesc în această sală, să nu uitați, pentru că a venit momentul să vă primiți invitații, să-i primiți așa cum numai băcăoanii, numai moldovenii știu să-i primească. La revedere, Doamne ajută! Yeah,
Bun găsit, dragi prieteni! Deschidem conferința cu intonarea imnului de stat. Noștri, cât și pe colegii noștri din întreg județul pentru prezența astăzi la conferința județeană a filialei ALDE Bacău. Dați-mi voie să încep prin a anunța scopul acestei conferințe județene. Stimați colegi și dragi invitați,
în conformitate cu prevederile statutului Partidului Alianței Liberalilor și Democraților, am convocat astăzi conferința județeană pentru a prezenta raportul de activitate, a aproba programul pentru perioada 2018-2020 și a alege noua conducere a filialei județene Bacău. Am deosebită plăcere ca cu acest prilej să anunț participarea invitaților la conferința județeană după cum urmează. Din partea conducerii centrale a partidului nostru, domnul Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, președintele Albert. Domnul Daniel Chițoiu, secretarul general ALDE. Doamna Norica Nicolai, europarlamentar ALDE și președinta Consiliului Național ALDE. Domnul Andrei Gerea, deputat, chestorul Camerei Deputaților și președinte de filială. Domnul Varujan Bozganian, președintele filialei Iași și liderul de grup al deputaților partidului nostru. Domnul deputat Alexandru Băișan, președintele filialei Suceava. Domnul Daniel Olteanu, deputat, președintele organizației județene Vaslui. Domnul Ionel cel Mare, vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea și președintele ALDE Vrancea. Domnul Cristian Dima, președintele organizației ALDE Galați. Domnul Ioan Asafti, vicepreședintele Consiliului Județean Neamț și președintele organizației județene Neamț. Domnul deputat Toma Petcu, președintele filialei ALDE Giurgiu. Doamna Liliana Mincă, vicepreședinte a ANPC și președinta filialei Botoșani ALDE. Dacă sper să nu fi scăpat cineva dintre colegii noștri, n-am scăpat nimic. De asemenea, pe lista invitaților și care au onorat astăzi cu prezența domniei sale conferința noastră, domnul senator Dragoș Benea, președintele filialei PSD Bacău. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezența dumneavoastră. Deci, am avut invitații în sală și mai avem în sală domnul Ciprian Roșca, nu știu dacă a rămas, l-am avut la manifestarea de ieri, domnul Sorin Mareș nu mai este a plecat către București, dar domnul Nicolae Popa, băcăvan de origine, director general al Juncafir, este de asemenea alături de noi. Din partea semnalăm și prezența domnului Ionel Petre, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Arii Protejate și mulțumim pentru onoarea care ne face astăzi. Dați-mi voie să deschidem conferința, să intrăm în problemele specifice conferinței și am să încerc să, și am să și reușesc, să supun spre aprobare organele de lucru ale conferinței. Vi s-a comunicat la mapă, fiecare din dumneavoastră a primit o mapă, propunerile privind componența numerică și nominală a organelor de lucru. Le supun spre aprobare astfel.
și consultă conferința dacă este de acord ca acest vot să-l dăm, să fie, să aibă caracter deschis. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă sunt observații, abțineri, nu, mulțumesc. Deci vom proceda la vot deschis pentru aprobarea comisiei, aprobarea organelor de lucrare. Așa. Supun spre aprobare componența prezidiului conferinței. Cine este pentru în actuala formula prezentată aici? Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu. Dacă se abține cineva? Nu. Mulțumesc. De asemenea, vă supun spre aprobare componența secretariatului tehnic. Cine este pentru? Aveți la mapă așa ceva. Deci le aveți la mapă. Supun spre aprobare și Comisia de Validare și Numărare a Voturilor, care este unul din organismele de conducere pe care trebuie să le aprobăm. Cine este pentru? Și am să dau și citire. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă, am să dau citire acestei comisii. Domnul Hluță Gheorghe este președintele Comisiei de Validare și Numărare a Voturilor. Domnul Gherasim Costică, vicepreședinte. Din comisie mai fac parte domnul Cioineagă Zvan, domnul German, doamna German Denisa, domnul Sava Dumitru, domnul Bulboacă Bogdan, domnul Legănuș Bogdan, domnul Ciubătaru Evelin, domnul Toma Florin, domnul Berușcă Lucian, domnul Bălan Iliuță, domnul Pătraș Ion, domnul Hormozan Mihăiță, domnul Popa Ion, domnul Chiper Ion, domnul Neagu Daniel, domnul Baciu Andrei, doamna Dana Sturzu, doamna Ramona Bondăreț, doamna Ana Pircău, domnul Eugen Pătraș și domnul Gabriel Toma. De asemenea, componența Comisiei de Redactare a Procesului Verbal, doamna Pop Felicia, doamna Lăzoroaie Raluca și doamna Lugu Cioineac Felicia. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă cineva se abține? Nu. Mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu. Mulțumesc. Deci continuăm. Așa. Așa. De asemenea, aveți tot la mapă toate problemele prevăzute în program. Propunem conferinței să le parcurgem în 2 ore și 30 de minute maxim. Pentru că la asemenea dimensiune de conferință lucrurile trebuie să fie foarte bine organizate și luările de cuvânt trebuie să însoțite de rugămintea mea personală de a fi cât mai concise și să încadreze maxim 3, 4, 5, maxim 5 minute. Dorim ca toate problemele din program să fie structurate pentru a ne încadra în timpul pe care vi l-am propus. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu. Dacă sunt abțineri sau observații? Nu. Mulțumesc. Acum începem să derulăm cuvântul invitaților pentru a prezenta mesajele. Pentru început, dăm cuvântul domnului senator Dragoș Benea, președintele filialei PSD Bacău. Vă rog, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte.
Bună ziua, dragi băcăuani, stimați invitați de la Cluj, de la Iași, de la București. În primul rând vreau să îi mulțumesc domnului președinte Constantin Avram pentru invitația sinceră de a participa la acest eveniment. Sunt convins că nu este o invitație care rezidă din obligația unui parteneriat, unei coaliții PSD-ALDE, ci rezidă dintr-o relație construită în ultimii 10-12 ani între cele două formațiuni politice și între cei doi președinți de la PSD și ALDE. Aș vrea și eu să îi urez în numele Organizației Județene PSD Bacău un sincer și călduros bun venit în județul Bacău, domnului președinte al Senatului, președintele ALDE, domnul Călin Popescu Tăricianu, și spun acest lucru pentru că este foarte posibil ca peste un an, cu vremea aceasta, împreună să punem numărul pentru un candidat comun la prezidențiale din partea PSD-ALDE și pe asta vreau eu să... Insist și să subliniez că suntem înaintea a doi ani electorali și e păcat să mai existe fisuri, fracturi între noi în județul Bacău. Sunt absolut convins că avem mult mai multe lucruri care ne unesc decât ne separă, mult mai multe obiective care ne unesc decât ne separă, mult mai multe principii care ne unesc decât ne separă. Îmi amintesc foarte bine că ultima dată când m-am văzut cu dumneavoastră în această sală, eram în formate oarecum eterogene și oarecum forțate de conjunctura politică a celor vremuri. În 2012 ne-am văzut în această sală sub sigla USL-ului, dar știm foarte bine că la Bacău era o construcție destul de eterogenă. În 2014, la europarlamentare, eram împreună cu colegii de la UNEPR, dar tot parcă aveam noi, cei de la PSD și de la ALDE, o frustrare a noastră. Acum, probabil, în 2019, nu vom fi în primăvară împreună, dar în toamnă îmi doresc să fim împreună ca să ajungem la victoria finală. Știu foarte bine evoluția acestei organizații din exterior, nu din interior, dar ca un bun cunoscător al politicii băcăoane. Și știu că atunci când domnul prim-ministru Tăricianu genera investițiile pentru care astăzi pe Valea Trotușului nu mai sunt evenimente așa cum au fost cele din 2005, investiții importante, și ați văzut că în ultimii ani acolo nu au mai fost probleme, domnul Constantin Avram, cu mână de oameni, a pus bazele acestei formațiuni care astăzi își permite, și luați în sensul pozitiv această formulare, își permite luxul de a umple sala Teatrului de Vară, 2000 de locuri, practic consfințind că sunteți a doua organizație politică din județul Bacău. Și nu este puțin acest lucru. Nu este puțin acest lucru, pentru că să fim corecți și e bine pentru cei care ați venit pe parcurs și care n-ați fost la momentul T0, practic s-a venit de pe locul 4. De pe locul 4, încet, încet, în 2008, o victorie importantă pentru organizația dumneavoastră și pentru destinul Moineștiului. La Moinești, domnul ministru Gheorghe Relie a câștigat alegerile. Și astăzi, când domnul Constantin Avram m-a invitat, practic, la această conferință importantă în viața politică a județului Bacău, prima dată am fost surprins cu facerea Teatrului de Vară, după aia mi-am amintit totuși de capacitatea organizatorică a dânsului, a dumneavoastră, și faptul că efectiv sunteți, o spun a doua oară și o să mai spun o dată, a doua organizație din județul Bacău, și o spun cu maximă bucurie. De ce? Pentru că împreună sunt convins că putem face lucruri importante și pentru județul Bacău și pentru regiunea Moldovei, și am proprietatea termenilor. Cred că PSD Bacău și ALDE Bacău au cel mai mare număr de aleși locali, consilieri locali, consilieri județeni, președinți de consilii județene, primari, parlamentari. Și acest lucru este, o spun cu satisfacție și cu mândrie și cu dorința de a face lucruri importante pentru județul Bacău și pentru regiunea Moldovei. De altfel,
De altfel, cred că Moldova și Bacăul, în timpul, în perioada acestei coaliții PSD-ALDE, traversează o perioadă falsă și noi trebuie să o valorificăm. De asta apelul meu este la mai multă colaborare și la mai multă înțelegere între noi. Avem doi miniștri în cabinetul Viorica Dăncilă, domnul ministru pentru relația cu Parlamentul, domnul Viorel Ilie, și domnul Lucian Șova, ministrul transporturilor. Și poate nu sunt lucruri chiar întâmplătoare faptul că obiective de care vorbim de aproape 10 ani, și dumneavoastră știți la ce mă refer, acum au intrat pe un trend irreversibil. Mă refer la modernizarea aeroportului internațional Bacău pe fonduri europene. Irreversibilă această modernizare. Mă refer la centru ocolitoare a municipiului Bacău, care iarăși se vorbește de ani și ani de zile, dar poate în zilele următoare se va semna pentru a doua oară contractul de execuție. Și nu în ultimul rând, cel mai important obiectiv de care se tot vorbește în Moldova de prin 2006, se vorbește de acea autostradă Est-Vest, care se lege Moldova de Ardeal, de Transilvania, de Europa de Vest. Și noi aici la Bacău întotdeauna am susținut, în mod obiectiv, spunem noi, deși putem fi privit subiectiv, că varianta Iași-Târgu Neamț, Bacău-Brașov, subliniez Bacău-Brașov, este cea care este și cel mai repede de executat și cel mai ușor de avizat din punct de vedere a vizelor de mediu și cea mai fezabilă din punct de vedere a costurilor. Până acum s-a tot vorbit și se vorbește insistent de Iași-Târgu Mureș. Nu sunt adversarul acestei a priori al acestei autostrăzi. Cred că fiecare dintre ele merge cu viteza ei, dacă pot să spun așa, și dacă Iași-Târgu Mureș în 12 ani totuși n-a înaintat, poate ar fi bine în viitorul apropiat să dăm mai multă atenție, să susținem cu mai multă încredere această variantă Iași-Târgu Neamț-Bacău-Brașov, pentru că banii Uniunii Europene nu vor fi la fel de mulți și cred, sunt absolut convins că cea mai fezabilă variantă de a uni Estul cu Vestul trebuie să o punem pe hârtie. Nu este întâmplător faptul că tot în anul 2018 s-au semnat și marea majoritate dintre dumneavoastră știți ce înseamnă SF și PTH pentru drumul expres de la Ploiești până la Suceava, pe toate tronsoanele. Practic, iarăși, documente care fac irreversibilă punerea, implementarea acestui drum expres care să traverseze Moldova de la nord la sud și să undeva prin 2022-2023 să se intersecteze cu această autostradă Est-Vest și, într-adevăr, Moldova să revină acolo unde este locul și decalajul real existent între Vest și Est să se reducă. Am vrut să trec în revistă aceste obiective importante, pentru că ele depind, evident, și de felul în care va funcționa această coaliție, nu numai în județul Bacău. Eu sunt, repet, încă o dată foarte bucuros că aici avem o colaborare foarte bună. Dar această coaliție trebuie să rămână și în anul 2019 și în 2020 ca să pună aceste proiecte nu numai pe hârtie, ci să înceapă și implementarea lor. Închei prin a spune că vreau să înțeleagă toți membrii ALDE, așa cum fac efortul în fiecare săptămână, să înțeleagă și membrii PSD, că sunt lucruri peste care putem trece în activitatea noastră curentă de zi cu zi. Știu că există anumite nemulțumiri și la PSD și la ALDE, în mare parte sunt subiective și cred că și eu voi avea capacitatea în interiorul PSD-ului și domnul Avram în interiorul ALDE de a vă convinge, de a ne convinge împreună că avem mai multe lucruri care ne unesc și împreună vom scoate cel mai bun rezultat în 2019 la europarlamentare, cel mai bun rezultat la prezidențiale pe zona Moldovei și acest lucru trebuie să ne domine în anul electoral 2019. Un cuvânt aparte pentru domnul președinte Constantin Avram este unul, n-aș vrea să fiu extrem de categoric, dar este un om de foarte mult bun simț, un om pragmatic și un om de cuvânt în tot ceea ce a înțeles în relația cu cetățeanul din Bacău, în relația cu PSD și cred că acest lucru cântărește cel mai mult și este cel mai important și cred că este secretul faptului că
De pe locul 4 ați ajuns pe locul 2 și astăzi ați devenit o organizație cea mai importantă în zona Moldovei, cea mai importantă la nivel național în ceea ce privește ALDE și sigur că, în primul rând, este meritul domnului Avram, a celor care l-au înconjurat de-a lungul timpului, a dumneavoastră și vă doresc mult succes în anul electoral 2019 și astăzi la alegeri. Vă mulțumesc că vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele frumoase și gândurile bune pe care le-ați expus aici în intervenția dumneavoastră și pentru că tot ați făcut o referire la mărimea sălii și la prezența noastră, mă folosesc de moment să informez conferința că au fost convocați la această conferință 1647 de delegați care sunt în sală, prezenți, din 1665. Deci prezență 99%. Cred că este primul pas, primul mic succes al acestei conferințe. Prezența dumneavoastră și pentru așa ceva vă mulțumesc tuturor și invitaților și colegilor noștri de partid. Îl invit la cuvânt pe domnul deputat Alexandru Băișanu, președintele deputat. Nu este? N-a venit? N-a venit. Ok. O să ajungă altă dată. N-a ajuns încă, da. Atunci am să-l rog pe domnul Daniel Olteanu, președintele ALDE Vaslui, să ne transmită un mesaj cu ocazia venirii sale. Vă rog, domnul deputat. Vecinii noștri de la Vaslui. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Trebuie să recunosc că sunt realmente impresionat. Știam că vin într-una dintre cele mai puternice, dacă nu cea mai puternică filială ALDE din țară, dar trebuie să vă mărturisesc că realmente sunt impresionat. Am venit cu inima deschisă la Bacău, nu doar să vă transmit salutul colegilor de la Vaslui, să vă felicit pentru ceea ce ați reușit să faceți în toți acești ani, să vă doresc succes în continuare și să transmit în câteva cuvinte și un mesaj de unitate. Și de ce spun acest lucru? Spun acest lucru pentru că asist de la Vaslui în ultima perioadă și vin acum în completarea ceea ce spunea domnul președinte Benea, asistăm la o dispută, dacă vreți, cu privire la locul unde trebuie să ajungă autostrada din Transilvania. Părerea mea este că abordarea este un pic greșită. Cred că suntem prea săraci în această zonă ca să privim lucrurile așa. În opinia mea, cel puțin noi care prezentați ALDE, ar trebui să susținem nu autostrada Bacău-Brașov sau Iași-Târgu Mureș, ci pe amândouă și în plus tronsonul Tișița-Albița. Publicam la sfârșitul anului trecut niște grafice care aveau punct de plecare cheltuielile Ministerului Transporturilor pentru proiectele de mare infrastructură din Moldova. Și vreau să vă spun, dragi colegi, că suma cheltuită pentru Moldova în proiecte în execuție de mare infrastructură era 1%. Suntem 25% din populația României, iar Moldova primea 1% în proiecte de mare infrastructură în execuție. Cred că aceasta este adevărata problemă asupra căreia trebuie să ne concentrăm și nu să concurăm între noi. Eu cred că este loc pentru toate aceste proiecte, cum este loc și pentru Dărmănești, cum este loc și pentru Cașin, cum este loc și pentru Iași, cum trebuie să aibă loc și Vasluiul. Cred că
avem loc pentru aceste proiecte și trebuie, acesta trebuie să fie mesajul nostru al tuturor moldovenilor, cel puțin obligatoriu al nostru la ALDE, să ne batem pentru toate aceste proiecte la București. Din acest motiv, eu, ca vasluian, am simțit nevoia, de exemplu, să iau atitudine și să atrag atenția CNAIR că singurul proiect subfinanțat, aflat în executare, este tronsonul de drum DN18 care leagă Bucovina de Maramureș. Am simțit nevoia să fac acest lucru pentru că, încă o dată, avem nevoie să acționăm unitar. Cred că aceasta este abordarea corectă, ca fiecare dintre noi să-și pună pe hârtie proiectele pentru care trebuie să, de care avem nevoie în județele noastre și să mergem uniți la București, ca lupta fiecăruia dintre noi pentru proiectele sale să devină lupta noastră a tuturor, nu doar a celor din ALDE, a tuturor moldovenilor și a aliaților noștri din PSD. Vreau să vă felicit încă o dată, să vă doresc succes. Sper să rămâneți a doua forță politică a județului, așa cum și eu îmi doresc să devin a doua forță politică a județului în Vaslui, în următoarea perioadă. Sper ca în 2020 să fiți acolo unde vă este locul și sper ca în 2020 să fiu mai bun ca dumneavoastră. Vă doresc succes și multă sănătate! Mulțumesc, domnule președinte! Sperăm ca eforturile noastre comune să ducă la rezolvarea problemelor care ne leagă, care leagă absolut toate județele din Moldova vis-a-vis de subiectul pe care dumneavoastră l-ați expus. Dau cuvântul lui domnul deputat Toma Petcu, președintele filialei Giurgiu a Alianței Liberalilor și Democrației. Vă rog, domnul deputat. Mulțumesc frumos, Pitu. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Felicitări pentru organizare și pentru rezultatele de până acum. Și mă bucură foarte mult un lucru care astăzi, domnul președinte Benea, l-a spus de două ori și cred că era pregătit să-l spună și a treia oară, că sunteți a doua organizație la nivel de județ. Pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că ALDE, acolo trebuie să ajungă, în toată țara. Bacău este un exemplu, bineînțeles și la Giurgiu, cred că suntem în aceeași situație și mai avem o serie de filiale în care, cred că și pe sondaje și pe rezultatele care le vom avea la europarlamentare, trebuie și vom confirma acest lucru. Dar este foarte important ca întreaga organizație, întreg partidul, la nivel național să ajungă pe locul 2. Și cred că pentru acest lucru, cu exemplul vostru de la Bacău și cu alte exemplu altor filiale, putem ușor să ajungem acolo. De ce este nevoie ca ALDE să devină a doua forță politică la nivel național? Nu neapărat pentru că, să zicem, doar ne dorim noi, ci pentru faptul că la ora actuală România are nevoie de un partid liberal puternic. Are nevoie de un partid liberal care să respecte drepturile și libertățile cetățenilor. Și singurul partid care face acest lucru, cel puțin în ultimii 3 ani de zile, este ALDE. Și pentru asta avem nevoie să ne confirmăm poziția. Dar această confirmare se face și pe vizibilitate și pe vot politic, dar foarte mult se face pe muncă și organizare. Și știu ce înseamnă să ai o muncă și organizare așa cum aveți voi astăzi aici și cum ați avut în ultimii ani. Și cred că această muncă și organizare vă va duce acolo unde veți dori, să fiți a doua forță politică și, bineînțeles, împreună cu partenerii dumneavoastră, să guvernați la nivel local pentru a continua toate proiectele care le-ați început. Eu, în principal, am un singur lucru de spus despre filiala din Bacău. Vreau să o felicit, întreaga filială și pe Pitu, pentru decizia înțeleaptă pe care a luat-o acum un an de zile, aproape un an de zile în urmă. A luat o decizie înțeleaptă de a merge pe drumul care l-am început împreună, atunci când am fuzionat PLR-ul cu PC-ul și am decis să facem ALDE. Acest drum bun pe care Pitu l-a ales atunci împreună cu echipa lui este confirmat astăzi și este confirmat în fiecare zi prin rezultatele filialei, prin munca dumneavoastră și prin respectul pe care vă bucurați la nivel național. Felicitări, Pitu, și mult succes înainte! Mulțumesc! Domnule președinte, pentru cuvântul dumneavoastră și gândul bun,
Dau cuvântul domnului deputat Andrei Gerea, chestorul Camerei Deputaților. Vă rog, domnule. Se pregătește domnul deputat Varujan Bozganian, liderul de grup al nostru. Bună ziua, dragi colegi liberali, dragi moldoveni, domnule președinte, Tăricianu, dragă Pitu Avram, prietenul meu. Sunt extraordinar de încântat că sunt astăzi aici și vă mă pot adresa unei săli atât de frumoase. Spunea mai devreme Liliana Mincă, uitându-se la dumneavoastră, vai, ne-am făcut de rușine în fața lui Pitu. Și zic, ba nu, Pitu ne-a făcut să ne simțim mândri că putem avea, iată, o astfel de organizație atât de frumoasă în inima Moldovei și cu oameni atât de mândri, pentru că de moldovenii știm cu toții, sunt oameni liberi care le place să trăiască liber și fără de stăpân. Ce să spun? Poate acest lucru trebuie cumva explicat, toți ne întrebăm cum se reușește în politică și cum reușești la un moment dat să ai o astfel de organizație. Poate că, într-adevăr, răspunsul pe zona aceasta de dreapta a șichierului politic ar fi liberalismul. Și liberalismul, zic eu, că vi se potrivește și foarte bine. Și poate că și ar trebui în continuare să duceți muncă de convingere și cu alții care se numesc liberal, dar au uitat cum este să fii liberal de foarte mult timp. Poate că alt răspuns ar fi într-adevăr, așa cum a zis și Toma Petru mai devreme, o fuziune de succes care a adus alături oameni de valoare, oameni cu gândire sănătoasă, curată și care au reușit să construiască ceva frumos împreună. Sau poate că răspunsul ar fi că aici este vorba și dovadă foarte bună ceea ce este în sală acum, este vorba despre onoare și despre respect. Calități pe care în politică foarte greu le mai găsești și care au dus, într-adevăr, la închegarea acestei organizații. Onoare și respect și din partea dumneavoastră, a celor care au construit aici, la nivel local, dar și din partea conducerii ALDE, cu partea lui Călin Popescu Tăricianu și a colegilor săi față de dumneavoastră. Cred că acesta este răspunsul și aceasta este soluția, până la urmă, pentru România, care este dominată de un mod de a face politică pe care, sincer, acum 30 de ani, când am intrat în politică, nu credeam că o să-l mai găsesc în vremurile acestea. Vedeți că politica este dominată de minciună, de demagogie, de populism, dusă la extrem. Și uitați-vă ce se întâmplă când partide care se numesc, și aici mă refer la noul PNL, care își spune Partid Liberal, ajunge să promoveze cu totul alte valori decât valorile liberale, decât valorile normale, civilizate. Cum partide care iarăși se doresc sau se autonumesc liberale, precum USR, sau, mă rog, acea construcție a cumințeniei pământului, domnul Cioloș, care iarăși se numesc partide de liberaliți, așa, ajung să promoveze turnătoria, minciuna și niciun fel de proiect concret pentru România, pentru țara care ei se adresează. Nu este posibil ca aceste partide să prezinte starea de fapt din România în afară ca și cum ar fi un dezastru. Cântă apocalipsa când în România lucrurile se mișcă, lucrurile evoluează extraordinar. Cum poți să ai pretenția să te numești Partid Liberal și pentru tine, așa zisa justiție, să fie de fapt o presiune și niciun caz stat de drept sau dreptate pentru oameni? Cum poți să te numești Partid Liberal când tu negi, în mod evident, dezvoltarea economică pe care România o înregistrează în ultimii ani cu măsuri liberale alături de măsuri sociale, dar sunt lucruri evidente, sunt acei oameni, aduceți-vă aminte de guvernarea lui Cioloș, care spunea românilor că pot trăi din 2 lei salariul să se mulțumească cu puțin. Asta este viziunea lor de așa zis liberali, care vor să ducă România în Europa, dar undeva la coadă, să stăm umili, așa cum știu ei să stea umili, să pupăm întotdeauna inelul altora, așa cum ei știu să o facă. Noi nu suntem așa, dragi colegi, noi suntem liberați, noi suntem mândri. Voi sunteți liberați și sunteți mândri. De aceea trebuie să ne luăm într-adevăr destinul în propriile mâini, să construim cu cine dorește să construiască alături de noi un viitor pentru această țară și să mergem înainte, pentru că viitorul va fi acelor curajoși
al celor curați cu inima și cu sufletul și cu o gândire curată. De aceea, stimați colegi, încheie aici, urez Lipitul Avram și noi sale echipe care va fi consfințită prin votul de astăzi, mult succes, îi doresc să stea, să stăm împreună multă vreme de acum înainte și să avem succes în tot ceea ce gândim și construim. Vă mulțumesc, multă sănătate dumneavoastră și familie. Numai bine! Mulțumesc, domnule președinte, domnule deputat. Dau cuvântul domnului deputat Varujan Vâzganian, președintele filialei Iași-Alde și liderul de grup al deputaților partidului nostru. Vă rog, domnul deputat. Dragi colegi, întotdeauna în marile competiții, laureatul de dinainte este cel care înmânează trofeul premiantului. Eu, care am organizat până acum cea mai frumoasă conferință județeană, am venit să-i dau acest trofeu în continuare lui Pito Avram. A voastră este mai frumoasă. La modul serios, noi toți care ne împăunăm cu acest titlu pe care sper să-l merităm de parlamentari, datorăm asta și filialei Bacău. Poate că fără ceea ce a adus Bacăul ca zestre electorală în alegerile parlamentare, poate că noi astăzi n-am fi reușit tot ceea ce am făcut. De aceea cred că numele ALDE din întreaga țară trebuie să vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut și să privim plin de speranță pentru ceea ce urmează să faceți. Prietenii noștri cu care lucrăm la București, cu Pito Avram, un mare coleg, un om de la care cei tineri au ce învăța și, în primul rând, un cuvânt rar folosit astăzi, sentimentul onoare în politică. Apoi Viorel Ilie, un om tânăr și care... și care nu știu să fi spus vreodată altceva decât cuvinte politicoase celorlalți, Geo Popa, care este un reprezentant al culturii dumneavoastră, Adrian Popescu, care văd că păstrează o pleiadă de primari aici, în județ, și ieri privindu-i, mi-am dat seama cât de multe lucruri avem noi de făcut, altele decât uneori dezbaterile sterile de la București. Și pentru că am ajuns aici, mă bucur că s-a deschis această discuție. Vreau în câteva cuvinte să vorbesc despre ceea ce trebuie noi să facem. Marile investiții pentru Moldova este momentul pe care nu mai putem amâna. Consolidarea, modernizarea drumului de la București spre Roman, Suceava, cu centura Bacăului. Apoi drumul expres de la Târgu Frumos la Botoșani. Apoi pornirea celor două autostrăzi la care, într-adevăr, nu există competiții între ele, ci există poate competiții în a atrage fondurile europene și fondurile de parteneriat public-privat. Aș adăuga un al doilea mare fascicol de investiții, amenajările hidroenergetice pe Trotuș, pe Bistrița, pe Siret, cu reluarea sistemului de irigații de la Siret până la Bărăgan și, firește, de asemenea, Râul Prut. Aș adăuga poate cel mai mare program de investiții locale care s-au făcut în România, Planul Național de Dezvoltare Locală și împreună cu el și un Plan Național de Dezvoltare pentru rețelele de gaz. Toate acestea le-am discutat împreună cu colegii mei, cu miniștri, și am solicitat expres, și de aici îi lansez cea mai politicoasă invitație doamnei Viorica Dăncilă să vină în Moldova înainte de depunerea proiectului de buget în Parlament și să ne prezinte împreună cu miniștrii de resort proiectele investiționale pentru Moldova anului 2019. În principiu, dânsa a acceptat această invitație și noi o așteptăm aici cu speranță. Aș vrea să spun doar două lucruri legate de anul viitor. Alegerile europarlamentare. Pentru noi, pentru moldoveni, trebuie să fie un moment de a relua aceste proiecte din perspectiva fondurilor europene și a dezvoltării regionale. Moldova este frontiera de răsărit a Europei.
de la Ștefan cel Mare și până astăzi, toți știm că frontierele trebuie întărite. Moldova trebuie să aibă locul pe care îl merită nu doar în România, ci și în Europa. De aceea ne așteptăm cu speranță ca această campanie electorală să redefinească rolul Moldovei în ce privește accesul la beneficiile integrării noastre europene și, desigur, suntem convinși că și candidați din Moldova vor fi cei care vor promova în campanie mesajele noastre. Și un ultim lucru, da, domnule senator, eu am auzit mesajul dumneavoastră, mă bucur pentru el legat de candidatul unic al ALDE și PSD pentru campania prezidențială și de aici la tribună îmi manifest speranța că înțelegem același lucru amândoi în legătură cu asta. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnului deputat Varujan Vosganian pentru frumoasele cuvinte și invităm la cuvânt pe doamna Norica Nicolai, europarlamentar ALDE și președinta Consiliului Național al Alianței Liberalilor Democrații. Mulțumesc! Din păcate eu nu o să pot primi vreun trofeu așa cum bucuros declara Varujan Vosganian, dar cu siguranță cel mai mare trofeu pentru ALDE este faptul că sunteți voi aici astăzi și cred că dacă până mai ieri ALDE, al doilea partid al României, era doar o speranță. Astfel, ALDE, am convingerea că va fi al doilea partid al României, pentru că voi sunteți o certitudine. Stimați colegi, obișnuim să spunem copiilor noștri că trebuie să-și dorească, trebuie să-și muncească și cu siguranță vor realiza. Suntem buni părinți atunci când copiii noștri realizează. Dar eu cred că toți astăzi trebuie să-l mulțumim celui pe care eu îl consider părintele acestei organizații. Fără Vitu Avram, nu cred că ne-am fi putut întâlni astăzi, că am fi putut fi atât de mulți și mai ales atât de buni. Și lui trebuie să-i mulțumim, trebuie să-i mulțumim și lui Viorel, și primarul nostru de la Măinești, care mi-a făcut plăcere să îi fac campanie și care înțeleg că este unul dintre cei mai buni primari ai județului. Trebuie să-i mulțumesc și lui Dragoș Bănea pentru colaborare. Nu este puțin lucru să învățăm să lucrăm în coaliție, dar învățatul și lucrul în coaliție depinde de oameni, iar voi doi, cu siguranță, dacă ați colaborat atât de bine, ați colaborat în interesul cetățenilor din județul Bacău și cred că meritați amândoi respectul tuturor. Stimați colegi, politica este o artă a posibilului, toată viața este politică. Dar politica îndreptată spre cetățeni este provocarea altă. Este ceea ce ALDE face de când s-a înființat și va continua să facă în orice comunitate, în Parlamentul României, în orice loc în care românii au nevoie de noi. Pentru că ALDE este partidul principiilor, este partidul respectului față de valori, dar mai ales este partidul respectului față de oameni. Oamenii sunt o realitate, nu sunt doar un discurs pe Facebook, nu sunt doar o imagine. România are nevoie de oameni politici care să fie alături de oameni, să-i înțeleagă și mai ales să-i servească. Și am convingerea, primind în sală, că toți cei care sunteți în această sală și cei care au rămas acasă și sunt membrii partidului nostru, sunt oameni dispuși să servească. De astfel de oameni România are nevoie și sperăm ca anii viitori într-o coaliție să facem mai mult bine României. Nu este important, stimați colegi, să vorbim despre autostrăzi. Împreună în această coaliție trebuie să spunem da tuturor autostrăzilor care unesc România, așa cum această coaliție spune da României și sper ca acest da să fie conștientizat și răsplătit de respectul românilor. Asta depinde de noi, asta depinde de voi, dar așa cum vă văd astăzi, cu siguranță lucrul ăsta se va întâmpla.
pentru că România are nevoie de albe. Vă mulțumesc! Mulțumim, Norica, pentru gândurile bune pe care le-ai transmis. Sperăm să ne aliniem în timp cu toții acestui efort comun de a rezolva problemele pentru regiunea noastră și cu sprijinul vostru de la Bruxelles și cu sprijin intern, cred că o să reușim într-un final să rezolvăm problemele stringente ale regiunii în care face parte, adică ale Moldovei. Dragi colegi, îl invit la microfon pe domnul Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Alianței Partidului Alde. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stimați colegi, dragi prieteni, domnule președinte Constantin Avram, stimați colegi de la Prezidiu, onorați colegi de pe scenă, primari și consilieri, domnule președinte al PSD, Dragoș Benea, vă salut pe toți și sigur că nu pot să nu încep cu o remarcă de satisfacție. Remarca mea de satisfacție este că organizația Bacău face conferință județeană cu 1700 de persoane prezente, aproape 1700, și sunt încă 300 care nu au putut să vină. Sunt partide însă care nu reușesc la Congresul Național să strângă atâți delegați cât ați strâns dumneavoastră la conferința județeană. Frumoasă performanță și pe Pitu și pe toți cei care contribuiți, puneți umărul la creșterea organizației și la rezultatele pe care le obțineți. Asta e vestea bună. Vestea proastă e că pe cei care sunt în primul rând președinții din organizațiile din Moldova, am hotărât cu secretarul general acum că vă bagă în ședință și îl chem pe Pitu Avram să vă învețe cum să faceți politică. Mai puțin pe Varujan. Pentru că Varujan a dat și el examenul la organizația de Iași. Din păcate n-am putut să fiu prezent, dar a avut și Varujan, cred că 1200 de delegați. Deci, pregătiți-vă să veniți la școală și să învățați. Așa cum a spus și Varujan, vreau să întăresc un lucru. Rezultatele pe care le-ați obținut și la alegerile locale din 2016 și la alegerile parlamentare au contribuit în mod esențial la rezultatul ALDE la nivel național. Și e adevărat, Varujan, ai subliniat foarte bine și spun și eu același lucru. Mulți își datorează pozițiile de parlamentar și rezultatelor obținute de dumneavoastră. Și așa cum se întâmplă într-un partid care recunoaște valoarea și sprijină competiția, județul Bacău este bine reprezentat și la nivel național. Ministru, secretar de stat, în alte instituții guvernamentale aveți reprezentați. Eu așa cred că trebuie să procedăm cu toți cei care își aduc în acest fel remarcabil contribuția la rezultatele partidului. E bine, dovediți în acest fel că de la înființarea ALDE, cu toate că suntem un partid tânăr, suntem capabili să arătăm că avem și rezultate. Deci nu suntem numai un partid de intenții, cum îi vedem pe alții, dar suntem și un partid care aduce rezultate pentru România. Putem să realizăm un bilanț, așadar. La nivel național, ALDE este singurul partid care de la alegerile din 2016 a crescut, astfel încât față de intenția de vot manifestată la alegerile din 2016, astăzi suntem la peste dublul rezultatului din 2016. Toate sondajele de opinie publicate în ultima vreme ne dau cu cifre
format, cu un rezultat format din două cifre, între 10 și 15%. Iar acest lucru înseamnă dublu scorului electoral din 2016. Atenție! Avem multe județe unde deja am depășit PNL-ul. Și Bacău este unul din aceste județe. Sondajele făcute la nivel județean ne indică, am făcut noi în toate județele din țară. Și la Bacău scorul ALDE este mai mare, am depășit PNL-ul. Avem 24% față de PNL care are 17%. Felicitări, așadar, încă o dată. Eu vreau ca la următoarele alegeri să depășim la nivel național PNL-ul. Și acesta este obiectivul pe care îl vor avea fiecare organizație. Care sunt poate rațiunile pentru care am ajuns să figurăm în sondaje cu o creștere importantă în raport cu toate celelalte partide? Probabil că consecvența de care am dat dovadă față de proiectele la care ne-am angajat și față de principiile pe care le-am enunțat. Am demonstrat cu consecvență, așa cum spuneam și înainte, că ALDE este partidul care se luptă pentru drepturile și libertățile românilor împotriva celor care comit abuzuri. Fără protocoale, fără telefoane ascultate, fără abuzuri în justiție, sunt lucrurile pe care le-am clamat permanent în ultima perioadă. Fără acest demers, probabil că și astăzi ar fi funcționat în continuare protocoalele secrete între serviciile de informații și instituțiile din justiție. Nu uitați că în ultimii 4 ani am dus o bătălie constantă cu reprezentanții statului paralel. Și iată că astăzi se dovedește că am avut dreptate. Scoaterea la lumină a protocoalelor secrete, care au încălcat grav drepturile românilor în justiție, sunt o dovadă pertinentă a atitudinii și a poziționării noastre. Numai în acest fel se poate câștiga încrederea cetățenilor. Am dovedit de asemenea în această perioadă și faptul că ne asumăm responsabilitatea guvernării. Ne asumăm această responsabilitate împreună cu partenerii noștri din PSD și sigur că în această coaliție noi am reprezentat cu adevărat ceea ce înseamnă opțiunea liberală. Datorită măsurilor pe care le-am promovat și le-am susținut, am contribuit la reducerea fiscalității, după cum știți, în mod esențial, la susținerea mediului de afaceri, asumându-ne o campanie pentru promovarea și sprijinirea capitalului românesc. Și aș vrea să vă dau câteva rezultate concrete pe care guvernarea PSD-ALDE le-a obținut în acești 2 ani. Ca să nu facem numai enunțuri de ordin general, mai ales că e presa în sală. În primul rând, trebuie subliniată creșterea spectaculoasă a produsului intern brut, care plasează România pe primele locuri în Europa. Și anul trecut am avut, probabil, cel mai înalt procent de creștere și anul acesta vom avea, de asemenea, un procent de creștere care ne va situa pe primele locuri. Dar, în termeni mai concreți, ceea ce înseamnă la nivelul cetățeanului, prosperitatea lui. Aici vreau să vă dau cifre. Salariul minim brut a fost crescut în mai multe etape, ultima fiind de la 1450 de lei în 2017 la 1900 de lei în 2018. Salariul mediu net a crescut de la 1858 de lei în 2015 la 2046 de lei în 2016 și la 2373 de lei în 2018. Probabil la finele acestui an, salariul mediu este estimat să crească la 2650 de lei și anume cu un avans de peste 11%, aproape 12% față de 2017. În ceea ce privește o categorie foarte numeroasă, aceea celor a pensionarilor. Creșterea punctului de pensie cu aproape 15% în anul 2017 a fost cea mai mare după creșterile care au avut loc în perioada guvernării, știți bine când eram prim-ministru, da? 2007-2008,
Ca urmare, pensia medie pentru toate categoriile de pensionare a crescut de la 950 de lei în 2017 până la 1070 de lei în 2017, deci comparativ cu 2016. Iar de la 1 iulie 2018, punctul de pensie a fost majorat din nou la 1100 de lei. Nu am să dau alte cifre privind volumul investițiilor și așa mai departe, pentru că nu suntem la o conferință pe teme economice. Dar v-am dat aceste date pentru ca să ne aducem aminte încă o dată concret care sunt rezultatele guvernării noastre și spre deosebire de alții care se bat cu pumnul în piept și nu fac nimica, fără ca să facem mare tapaj, v-am dat câteva rezultate concrete care reprezintă o oglindă bună a guvernării în care suntem implicați. Trebuie să înțelegeți cu toții că trebuie să ne ducem mai departe discursul politic pe doi piloni. Ce doresc oamenii? Prosperitate și siguranță. Siguranța cetățeanului, siguranța vieții de zi cu zi, fie că ești salariat, fie că ești pensionar, siguranța vieții pe stradă, peste tot și, sigur, la nivel național, securitatea în fața amenințărilor externe. În acest fel vreau să ne conducem mai departe acțiunea guvernamentală. Desigur însă că anumite inițiative politice majore nu asigură întotdeauna consensul la nivel național, nu asigură unanimitatea. Și eu cred că este și bine, într-o țară care este bazată pe spirit democratic, să existe întotdeauna voci critice. Da, față de aceste voci critice, trebuie să avem discursul nostru, care este unul rațional, unul bazat pe argumente și nu așa cum practică opoziția și mai ales PNL-ul, un discurs bazat pe insulte, pe calomnii, pe minciuni. În România, sigur că sunt alegători care vor și așteaptă măsuri liberale. Alții așteaptă măsuri sociale. Noi, așa cum ne-am consacrat deja pe scena publică, avem această direcție fundamentală de acțiune de apărare a drepturilor și libertăților cetățenilor. Pentru că aceasta este esența liberalismului. Nu poți să ai prosperitate fără libertate și democrație. Și în acest sens am gândit legile de reformă ale justiției. Legile de reformă ale justiției au fost criticate de unii, din păcate, care continuă să susțină ceea ce am numit statul paralel. Dacă ei vor în continuare ca drepturile și libertățile individuale să fie călcate în picioare, e treaba lor. Dacă nu au respectul minim esențial pentru calitatea democrației și pentru condiția umană, e treaba lor. Dar atunci, în niciun caz, nu pot să se numească partid liberal. Și mă refer la PNL. Am văzut în ultima perioadă și foarte multe persoane care s-au grăbit să aplice tactica aceasta a știrilor false și să acuze ALDE că s-au opus trecerii pe repede înainte a legii offshore. E vorba de explorarea zăcămintelor de gaze de la Marea Neagră. Noi credem, și aici avem o garnitură solidă de oameni care au experiență în domeniu. Mă refer la colegii noștri. Varujan Hosganian, fost ministru al finanțelor și al economiei. Daniel Chițoiu, fost ministru al finanțelor și al economiei. Toma Petcu, fost ministru al energiei. Andrei Gerea, fost ministru al energiei. Care toți au acumulat o anumită expertiză, o anumită experiență pe acest domeniu și care s-au angajat la comisiile de specialitate din Parlament în dezbaterea pe această lege. De ce? Pentru că noi ne propunem două lucruri. În primul rând, vrem să obținem resurse bugetare cât mai importante pentru România, care să permită dezvoltarea altor proiecte de infrastructură. Și în al doilea rând, vrem ca România să devină independentă complet din punct de vedere energetic și, mai mult de atât, să devină un actor regional pe piața energiei. De aceea vrem o lege care să ne permită să atingem aceste obiective,
Dar pentru aceasta este nevoie de o dezbatere echilibrată, cu argumente și cu cifre, și nu, așa cum am văzut în ultima perioadă în media, cu manipulări și acuzații aruncate la comandă. Dacă în plan economic ALDE a susținut o viziune liberală, vreau să vă spun foarte clar, și pe viitor, dezvoltarea României, asigurarea bunăstării individuale, nu se va face decât tot având o viziune liberală în economie, o viziune liberală în ceea ce înseamnă mediul de afaceri, întreprinzătorii, mai mari sau mai mici, competiția și libera întreprindere sunt factori esențiali care au dus la dezvoltarea economică a Europei Occidentale. Nu au existat acolo nici oameni mai deștepți, nici miracole. Au înțeles câteva lucruri de esență și acestea sunt lucrurile care trebuie să ne guverneze și pe noi. Și de aceea am susținut tot timpul antreprenorii români cu inițiative concrete, discutate cu ei. Îmi pare rău că, nu știu dacă Sandu Băișanu, care este deputatul nostru de Suceava, a ajuns în sală, pentru că vreau să-l laud pentru inițiativa pe care a avut-o, inițiativa legislativă, care a fost aprobată de Parlament înaintea vacanței de vară, privind regimul străinilor care muncesc în România. Despre ce este vorba? Este vorba despre modul în care se acordă venitul minim garantat și care este condiționat de acceptarea unui loc de muncă. Fiecare persoană care primește venitul minim garantat are voie să refuze o singură dată un loc de muncă care este oferit. Dacă și a doua oară refuză un loc de muncă, atunci venitul minim garantat nu se mai acordă. Este o invitație la muncă, este o invitație la demnitate umană. Eu cred că fiecare cetățean nu trebuie să stea și să primească un ajutor din partea statului, ci trebuie să-i oferim posibilitatea să muncească și să stea pe propriile picioare. Sunt și alte inițiative care poartă marca liberală și ALDE. Mă refer aici la inițiativele legate de utilizarea caselor de marcaj și am să-l rog când va lua cuvântul pe Daniel Chițoiu să vă explice la ce mă refer. Este vorba de asemenea despre reintroducerea unei forme de învățământ profesional și mă refer la învățământul dual, unde chiar colegii noștri de aici, mă refer la ministrul Viorel Ilie, a dat un exemplu remarcabil chiar în localitatea pe care a condus-o în calitate de primar, unde a arătat ce se poate face cu învățământul dual, cum putem să le oferim tinerilor o meserie, o meserie solidă, un viitor și posibilitatea de a-și continua studiile în același timp. Sigur că, dacă vorbesc de Viorel Ilie, care este ministru pentru relația cu Parlamentul, nu pot să nu remarc și prezența, nu în sală, dar mă refer la nivelul guvernului, a celorlalți colegi liberali care ocupă posturi cheie în guvern. Fie că este vorba de Grațiela Gavrilescu, ministrul mediului și viceprim-ministru, Anton Anton, ministrul energiei, sau Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe. Vedeți la ce nivel suntem reprezentați în guvern. În ceea ce privește abordarea liberală, aș vrea să revin puțin la proiectul acesta care a generat anumite dezbateri. Și eu zic că e foarte bine că în societate avem dezbateri pe lucrurile importante. Mă refer la explorările de gaze din Marea Neagră. Abordarea mea de la început foarte clară. Și eu am spus așa, stimați colegi, le-am spus întâi colegilor mei care au participat la dezbateri și vă spun și dumneavoastră. Care este poziția noastră ca Partid Liberal? Pornesc de la un lucru foarte simplu.
apăr interesele României în acest proiect. Apărarea intereselor României înseamnă că România trebuie să aibă garanția că din profiturile obținute, obținem jumătate. Așa e corect. Cei care fac explorarea și exploatarea gazelor să-și rețină jumate și noi să ne reținem jumătate. Pentru că sunt resursele noastre. Investiția o fac ei, riscul și la sumă, dar resursa este a noastră. E bine, de ce am mers pe această idee? Pentru că am văzut că se poate, că am văzut că alte țări din vestul Europei, precum Norvegia, Marea Britanie, Olanda, funcționează pe acest principiu. Și vreau ca și noi să convenim cu cei care sunt investitori, să funcționăm după același sistem. Nu voi face rabat de la această poziție și colegii mei care au participat la discuții și vor participa în continuare, sper ca în Parlament să găsim consens pe aceste linii, să continue cu susținerea acestor principii și în acest fel să asigurăm pe de o parte reprezentarea intereselor românești și, sigur, stabilitatea legislativă pe care cei care sunt investitori o cer. Da, legea offshore, cum este denumită, nu e singurul proiect care poartă o amprentă liberală. Vă dau un alt exemplu. Colegii mei au decis să promoveze proiectul de lege pentru lobby. Pentru că în România, ceea ce este activitate de lobby, până acum a fost incriminată de DNA, după cum știți, ca trafic de influență. În timp ce în România este incriminat această activitate de lobby, la Bruxelles, atenție, sunt între 15 și 20.000 de persoane care se ocupă de activitatea de lobby în mod organizat și peste 400 de firme. Nu vă mai spun ce este în Statele Unite ale Americii. Trebuie să intrăm și noi în normalitate. Pentru că eu nu vreau ca în continuare, pe baza proceselor care sunt intentate diferitelor persoane, pentru trafic de influență, cum se numește la noi, România să pară țara cea mai coruptă a Europei. Sunt alte țări și nu vreau să pronunț niciun nume, pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt multe alte țări în care nivelul corupției este cu mult mai ridicat în România. Nu înseamnă că în România fenomenul corupției nu este o preocupare. Sunt unul din cei care voi continua să spun că este nevoie în România de combaterea corupției. Dar combaterea corupției trebuie făcută cu mijloace legale, cu probe, nu cu dosare fabricate, nu să vedem victime colaterale care stau și plătesc pentru ceea ce cred unii că se întâmplă în România. Nu vreau să apăr pe nimeni, vreau să fiu bineînțeles, dar vreau să fim obiectivi. Sunt oameni care ne-au făcut extrem de rău pentru că au promovat această imagine în exterior, România, țara cea mai coruptă. Și eu am să vă dau câteva exemple. În Europa sunt țări mari care sunt zguduite de mari scandaluri de corupție. În Olanda, banca ING a trebuit să plătească într-o înțelegere, atenție, nu în urma unei condamnări, au recunoscut imediat, fiind acuzați de spălare de bani, au plătit 900 de milioane de euro amendă. În Danemarca, care este considerată una din țările în care nu există corupție. Nu există corupție pentru că au plătit tot așa o bancă acuzată de spălare de bani, 1 miliard de euro. Atenție, 1 miliard de euro. În Germania, care ne dă lecții, firma Volkswagen a fost prinsă cu mâța în sac cu emisiile de dioxid de carbon la automobile trucate. Amenzi de miliarde și miliarde de euro. Și în Europa și în Statele Unite pentru aceste practici. În România, îmi pare rău pentru aceste țări. Nu există niciun scandal major de corupție. Nu înseamnă că nu există corupție. Dar România nu poate să fie etichetată campioană în condițiile în care acolo avem situații de acest gen. Și lista ar putea să continue. Așadar, vrem combaterea corupției, dar, așa cum spuneam, bazată pe lege. Iar pentru acest lucru,
Independența judecătorilor este esențială, nu vreau să mai funcționeze justiția cu protocoale secrete, cu implicarea serviciilor, cu echipe mixte, cu procurori care pun presiune pe judecători. Tot ceea ce s-a făcut în domeniul reformei legilor în justiție au avut acest scop de a întări independența judecătorilor. E bine, sunt multe lucruri pe care le-am făcut în perioada de când s-au organizat alegerile din 2016. Nu am impresia că partea de comunicare a funcționat așa cum trebuie și de aceea fac un apel insistent. Stau și analizez săptămânal activitatea de comunicare la nivelul partidului. Și regret să pot să vă spun că sunt câteva filiale care își organizează conferințele săptămânal în care comunică cu cetățenii și cu presa locală. Și acest efort de comunicare va trebui reluat pentru că, iată, încet, încet ne apropiem de alegerile de anul viitor. Alegerile pentru Parlamentul European și alegerile prezidențiale, care vor fi testele de maturitate, aș spune. Noi am intrat la școală, suntem reprezentați în Parlament, am obținut un rezultat probabil nesperat pentru mulți, cu toate că am candidat independenți la alegerile din 2016, dar acum avem un examen greu pe care vreau să-l trecem cu bine. Am spus la Bistrița Năsăud zilele trecute că ne vom propune să obținem peste 15% la alegerile pentru Parlamentul European. Avem o garnitură valoroasă de candidați. Este aici în sală colega noastră Norica Nicolai, membru al Parlamentului European, care va candida. O avem pe cealaltă colegă, care este și ea membra Parlamentului European, nu-i prezentă în sală, Renate Weber. Este Daniel Barbu, actualul președinte al Autorității Electorale Permanente și fost candidat la Primăria Bucureștiului la alegerile din 2016. Este Ovidiu Silaghi, care a mai fost parlamentar european. Este Alexandru Băișanu din Suceava, deputatul care și el mi-a mărturisit că dorește să candideze. Vom face cât de curând definitivarea criteriilor de depunerea candidaturilor pentru Parlamentul European și ceea ce vă pot spune de pe acum este că doresc să avem candidaturi care să acopere foarte bine din punct de vedere teritorial, regional, toate regiunile istorice ale României. În așa fel încât cetățenii să simtă apropierea de acești candidați care le vor reprezenta interesele și le vor apăra, de asemenea, interesele în Parlamentul European. În încheiere, am un mesaj foarte simplu să vi-l adresez. Voi sunteți baza acestui partid. Cu voi mergem la victorie. Prin mobilizarea voastră vom avea rezultatele pe care ni le dorim. De aceea, vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut până acum. Vă rog să vă mobilizați în continuare la fel de exemplar și la anul să putem sărbători cu toții victoria pe care ne-o dorim. Toate cele bune! Mulțumim, domnule președinte. Informez conferința că din acest moment domnul secretar general Daniel Chițoiu preia conducerea